testamente mai già formato un lucru că Ministerul Educației împreună cu Inspectoratul Școlar s-a orientat pentru a organiza această olimpiadă în domeniul textile în Brașov pentru a arăta că Brașovul înseamnă și altceva decât mecanică. Trebuie să știm de asemenea că olimpiada, concursul profesional care se adresează elevilor din anul de completare, se dorește ca o competiție în care elevul este pus într-o situație diferită decât cea de la clasă. El dă dovada cunoștințelor acumulate în mai mulți ani, participă la probă practică, participă la probă teoretică. Ceva, Alexandra, și eu vreau să ne spuneți așa, în general, părerea noastră despre olimpiadă, despre organizare, despre desfășurarea olimpiadei. În primul rând, părerea mea este una foarte bună, evident, fiind parte a organizării acestei olimpiade. Aș remarca de la început implicarea deosebită a Liceului Maria Marinescu, a Colegiului Maria Marinescu, care este absolut exemplară, implicarea tuturor cadrelor didactice și nu numai, și a personalului nedidactic sau didactic auxiliar din școală. Eu zic că organizarea a fost foarte bună, având și feedback-ul de la rectorul. Acum a dus corect. Da. Spuneți-mi, în afară de organizații sau instituțiile care implicate ar fi fost din oficiu, da? Minister, Inspectorat, Consiliul Județean, ce altă instituție a reacționat prompt și v-a ajutat? Păi nu, dar eu prima instituție a fost dumneavoastră, că dacă bine, nu afară, erați, nu mai puțin, da, dumneavoastră ați coordonat, da? Dar dacă nu stăteați tot timpul lângă noi și ați mai sensibilizat și școlile, chiar emoții am avut din partea financiară, nu? Da. Partea financiară sau dintre sponsor, care a venit primul, s-a fost foarte bine. Păi nu, sponsor au fost și colegii noștri, n-aș putea spune anume sponsor. Elef. Odată, elef. Dar și ele, da, a fost o surprindere foarte mare. Prima sponsorizare a fost cei la care ne-au făcut tiparele, stai puțin. Da. Cred că a fost cea mai mare sponsorizare, nu? Acelea au fost făcute de foști elevi? Nu, aceasta e o întreprindere cu care noi avem nou, o colaborare foarte bună, unde Comisia Națională a făcut o vizită. E vorba de societatea Rulog-Ișard din Săcele, care ne-au ajutat foarte mult înainte de